Sunt o mulțime de întrebări legate de cum a luat naștere planeta noastră, dar sunt sigur că nu s-a întrebat nimeni de unde a venit toată apa. În acest videoclip vom discuta exact asta, de unde și cum a ajuns apa pe pământ. 8. La început. Pentru a răspunde cu adevărat la această întrebare, vom fi nevoiți să ne întoarcem literalmente la nașterea universului. Poate vă întrebați de ce trebuie să mergem atât de departe, apa nu a existat dintotdeauna pe pământ? Răspunsul acestor întrebări este puțin complicat pentru că depinde de ceea ce crezi tu despre începuturile universului. Prin acest lucru vreau să spun că, dacă crezi în creaționism, adică în existența lui Dumnezeu sau a mai multor zei care au creat lumea și universul ca un întreg, atunci răspunsul este da. Însă, apa a fost adăugată repede după crearea lumii, în șapte zile, cel puțin conform capitolului biblic Geneza. Totuși, pentru cei care cred în teoria Big Bang-ului, este foarte ușor de înțeles cum lumea nu s-a născut cu apă. Pur și simplu pentru că explozia energiei care a creat universul și a pus corpurile cosmice pe orbitele din prezent nu ar fi putut crea apa. Acest lucru ridică o altă întrebare. De unde a venit toată apa? Ea nu a apărut pur și simplu pe suprafața Pământului chiar dacă este acoperit în proporție de 71% cu apă în prezent. Trebuie să se fi format într-un timp foarte lung chiar dacă acest lucru ar fi durat miliarde de ani. Această idee este corectă într-o oarecare măsură din moment ce știm că au existat creaturi care trăiesc în apă de miliarde de ani, cel puțin potrivit oamenilor de știință care bănuiesc de asemenea că viața a luat naștere în apă și nu pe uscat. Chiar dacă apa nu s-ar fi format așa cum este explicat în cărțile de istorie sau în teoriile legate de începutul universului, acest lucru nu înseamnă că oamenii de știință nu încearcă să găsească proveniența sa. De fapt, unii spun că cercetătorii au găsit răspunsul tuturor întrebărilor legate de apă prin ceva foarte apropiat de majoritatea planetelor, rocile spațiale. 7. Invazia apei și a rocilor Deci, dacă este adevărat că apa nu a fost pur și simplu pe pământ la începuturile timpului, atunci înseamnă că trebuie să fi fost creată printr-o altă modalitate anume sau infuzată cumva prin intermediul unei forțe exterioare. În această privință, oamenii de știință sunt de acord că meteoriții, cometele și asteroizii care au lovit Pământul în decursul milioanelor și miliardelor de ani au infuzat totodată o parte din apa de pe planeta noastră. Dacă adăugăm la acest lucru numărul uriaș de roci spațiale care s-a ciocnit cu planeta noastră, vom obține o cantitate mare de apă care s-a format de-a lungul epocilor. Sunt sigur că această teorie poate părea exagerată, însă probabil unii dintre voi nu știu că unele roți spațiale au în compoziția lor și apă, de aceea oamenii de știință cred că o mare parte din apă a fost adusă pe Pământ în urma coliziunilor cu asteroizi. Însă cum am ajuns ei la această concluzie? Răspunsul este simplu, izotopi, mai exact izotop de hidrogen și mai exact de atât izotopul hidrogenului numit deuteriu. Apa de pe Pământ are o anumită concentrație a acestui izotop, iar acea concentrație se potrivește cu apa găsită și studiată pe asteroizi și comete. Însă, în timp ce majoritatea apei pare să fi fost adusă de către rocile spațiale care s-au prăbușit pe Pământ, sunt totuși câteva neconcordanțe, de aceea sunt mulți oameni de știință care dezbat dacă, de fapt, teoria asteroizilor care au adus apa este corectă pe deplin. Este un unghi mort în comunitatea științifică. Atunci când cercetătorii au măsurat raportul dintre deuteriu și hidrogen din apa oceanelor de pe planeta noastră, au văzut că este destul de apropiat cu ce am găsit pe asteroizi. De aceea a fost întotdeauna ușor de crezut că apa provine de la ei. Aceasta este afirmația lui Steven Deish, profesor de astrofizică la Școala de Explorări Terestre și Spațiale. Însă, totodată, acest lucru ridică întrebarea firească, de ce nu cred oamenii de știință că toată apa provine de la asteroizi? 6. Forma apei. Întrebarea despre teoria asteroizilor este una foarte importantă, în principal pentru că reprezintă o metodă posibilă pentru cum a ajuns apa pe pământ, însă cu excepția unei mici remarci, cum se face că planeta noastră a fost lovită de atât de multe roci spațiale încât a ajuns să fie acoperită în proporție de 71% cu apă. În plus, dacă ne gândim mai bine, pământul nu este doar acoperit de apă, este acoperit de apa oceanelor cu o adâncime de mii de metri. Unul dintre cele mai adânci locuri este groapa Marianelor cu o adâncime de 11.022 de metri. Însă, asta nu e tot. Adaugă la această groapă și șapte oceane, nenumărate lacuri, râuri și vei obține o cantitate inimaginabil de mare de apă. Deci, cum este posibil să fi fost suficienți asteroizi care să lovească Pământul la începuturile Universului? Din această cauză, lucrurile nu sunt limpezi pentru oamenii de știință. Acum, din nou, nu există o negare profundă cu privire la faptul că o cantitate anume de apă a fost adusă pe Pământ de asteroizi. Acest lucru este dovedit de izotopi, dar se pare că unii cercetători aleg voit să ignore că nivelurile de deuteriu nu sunt întotdeauna atât de echilibrate. Ei nu menționează niciodată această inconsistență a concentrației de izotopi, deci înseamnă că apa nu provine exclusiv din rocile spațiale, cu toate că asteroizii reprezintă un bun motiv pentru care planeta noastră are în compoziția sa apă. Aceasta este o distinție foarte importantă, deci ce a creat restul apei de pe Pământ dacă nu asteroizii și cometele? Înainte să intrăm în mai multe detalii cu privire la acest aspect, nu uita să dai un like acestui videoclip și să te abonezi în cazul în care îți place ceea ce facem. 5. Nebuloasa solară Nebuloasa solară a primit cea mai mică atenție dintre toate teoriile existente, deși a fost rezervorul principal de hidrogen al sistemului nostru solar timpuriu. Aceasta a fost declarația lui Jan U, un cercetător din cadrul Universității de Stat din Arizona. Cealaltă teorie principală ce susține proveniența unei mari părți de apă de pe pământ se bazează pe teoria nebuloasei solare. Pe scurt, se crede că procesul prin care a luat naștere Universul a infuzat planetelor un nor special de particule ce ar fi putut ajuta la modelarea și definirea Pământului așa cum îl știm noi în prezent. Este puțin cam vag, nu? Nu vă faceți griji, o să dezbatem în continuare ideea, însă momentan haideți să derulăm puțin cronologia până la Big Bang. Fără să ne lungim prea mult, odată cu sistemul nostru solar a luat naștere și soarele nostru. Însă obiectele cosmice nu au luat naștere în urma unei explozii de moment. Așa cum vă imaginați voi, a fost o combinație de gaze și evenimente care a dus în cele din urmă și la formarea soarelui în jurul căreia orbitează planeta noastră. Dar totodată au fost și o mulțime de resturi în gazele care au ajutat la crearea stelei noastre, iar acel nor format din gaze și particule este cunoscut sub numele de nebuloasa solară. A fost atât de mare încât învăluia tot sistemul solar ajungând de la Mercur până la Pluto. Însă, de ce contează acest aspect? Este destul de simplu, majoritatea gazelor care alcătuiau acel nor sunt de fapt cele care reprezintă materia primă din care s-a format universul, printre care și hidrogenul. Amestecul de gaze în sine era inofensiv, de fapt era exact opusul. Odată ce gazele din nebuloasa solară au fost absorbite de către planete, inclusiv de Pământ, acestea au început să formeze ceea ce vedem pe suprafața corpurilor cosmice, adică în majoritatea cazurilor gheață și nu apă, pentru că sunt la o distanță prea mare față de Soare pentru a se topi. Între timp, gheața de pe planetele mai apropiate de acesta a fost topită, dar cu cât distanța față de ele era mai mică, de exemplu Mercur și Venus, ele primeau prea multă căldură, iar în cele mai multe cazuri apa de la suprafața lor s-a evaporat complet. Însă, cum au evoluat evenimentele pe Pământ? Ei bine, datorită distanței noastre față de Soare ne încadrăm în așa numita zonă locuibilă, unde nu este nici prea cald, nici prea frig, iar hidrogenul și alte gaze din nebuloasa solară au putut fi absorbite de către mantaua planetei noastre. Acest lucru nu a ajutat numai la creșterea fizică a Pământului, dar și la formarea apei de pe suprafața sa. Oamenii de știință au fost entuziasmați cu privire la această ipoteză pentru că umple golul din teoria asteroizilor care a contribuit la formarea apei de pe planetă. Cometele au în compoziția lor multă gheață și, în teorie, ar fi putut contribui la furnizarea apei pe planeta noastră, dar existau și alte surse de apă în sistemul solar timpuriu. Spun asta pentru că apa este formată din hidrogen plus oxigen și din moment ce oxigenul este din abundență, orice sursă de hidrogen ar fi putut servi drept originea apei de pe pământ, a declarat Steven Dash. 4. Putem dovedi că teoria nebuloasei solare este corectă? Suntem siguri că această teorie vă pare imposibilă odată ce ați auzit în ce consta ea și toate ipotezele create în jurul sistemului nostru solar sau cel puțin imposibil de dovedit, însă de fapt ai greșit dacă crezi asta. Ei bine, oamenii de știință au descoperit că apa din adâncurile oceanelor nu are o concentrație atât de mare a izotopului de hidrogen comparativ cu apa găsită pe asteroizi și comete. Dacă luăm în considerare cât de adânci sunt oceanele, ajungem la concluzia că acea apă a fost acolo înainte ca asteroizii să se prăbușească pe pământ. Acest lucru nu face decât să întărească teoria nebuloasei. Totuși este destul de greu de obținut apa provenită din mantaua pământului, acolo unde a fost absorbit hidrogenul din nebuloasa solară, mai ales datorită incapabilității tehnologice și mișcării pământului. Chiar și cele mai impecabile monstre de apă pe care le avem nu provin 100% din mantaua pământului. Aceasta a fost declarația Lidiei Helis, un lector în științele planetare din cadrul Universității din Glasgow cu privire la probabilitatea ca apa să fi fost creată de nebuloasa solară. Lydia a mai adăugat, Gazele din mantaua planetei se vor găsi întotdeauna în compoziția apei din adâncurile oceanelor pentru că trebuie să treacă de aceasta pentru a ajunge la suprafața apei. Dar, dacă vă vine să credeți, mai există o încurcătură în toată această poveste. 3. Apa pe lună. Luna a fost deasupra capetelor noastre din dar principalul motiv pentru care majoritatea oamenilor cred că nu o putem coloniza este din cauza faptului că Luna nu are apă pe suprafața sa, însă acest lucru nu este tocmai adevărat. Recent au fost efectuate diferite teste care au demonstrat că există urme de apă acolo chiar dacă nu suficient de mult încât să putem supraviețui, însă totuși există. Acest lucru este important pentru că totodată urmele de apă care au fost găsite pe Lună au aproximativ aceeași izotopi în compoziția lor precum apa din mantaua Pământului, cu alte cuvinte apa provenită de la nebuloasa solară. Ceea ce este interesant pentru că întotdeauna s-a crezut că Luna este literalmente o bucată ruptă din planeta noastră, rezultată în urma unei coliziuni gigantice cu altă planetă. Prin urmare, dacă apa de la suprafața lunară nu are aceeași compoziție de izotopi precum apa adusă de asteroizi pe planeta noastră, acest lucru nu înseamnă că Pământul ar fi avut apă pe suprafața sa încă de la început. Acum că am descoperit valori scăzute ale concentrației de izotopi în apa de pe Pământ și Lună, de asemenea și în rezerva de apă a centurii de asteroizi, poate că povestea nebuloasei solare este adevărată. Aceasta este afirmația lui Alice Stifant, un cercetător din cadrul Universității de Stat Arizona, care a studiat și asteroidul Vesta, unul dintre cele mai mari obiecte cosmice din centura de asteroizi dintre Jupiter și Marte. Aceasta a mai declarat, Se pare că toate corpurile cosmice din acea centură au o sursă comună a apei cu o concentrație scăzută a deuteriului. 2. Certitudinea incertitudinii Adevărul este că nu putem dovedi cu certitudine din ce sursă provine toată apa de pe planeta noastră. Teoria asteroizilor funcționează pentru că, de fapt, putem compara apa unor anumiți asteroizi cu cea de pe Pământ. Mai mult, putem dovedi teoria nebuloasei solare pentru că au fost descoperite porțiuni de apă care nu a fost contaminată de către asteroizii cu izotop de hidrogen în compoziția lor. Totuși, nu putem dovedi cu exactitate ce procentaj al apei s-a format cu ajutorul oricărei dintre aceste două teorii și dintr-un motiv bun. Nu am fost acolo când a luat naștere Pământul. De fapt, am apărut atât de târziu încât am fi putut rata o piesă cheie din ecuația formării apei pe planeta noastră. Aceasta reprezintă și una dintre cele mai mari probleme atunci când încercăm să ne dăm seama cum a fost creat universul ca un întreg. Trebuie să presupunem o mulțime de ipoteze, cum ar fi numărul asteroizilor care au lovit Pământul de la crearea sa sau cât de mult hidrogen ar fi putut fi în nebuloasa solară atunci când a fost absorbită de planete și tot așa. Studierea începutului lumii noastre se bazează mai mult pe presupuneri și majoritatea oamenilor de știință sunt de acord că, în timp ce se apropie mai mult de un răspuns final, nu există nicio modalitate certă prin care să putem determina răspunsul corect. Dacă nu ne credeți, gândiți-vă puțin la lucrurile pe care le studiază cercetătorii pe planeta noastră, cum ar fi animalele. Chiar atunci când credem că am descoperit toate animalele, găsim unele noi în fiecare an sau cel puțin fosilele unora pe care nu ni le-am fi putut imagina niciodată că au existat cu adevărat. 1. Apă peste tot. Deci, ce înseamnă toate aceste lucruri? Sincer, ar trebui să fim recunoscători pentru apa pe care o avem, indiferent de modalitatea prin care a ajuns aici, iar datorită ciclului continuu de formare al apei de pe planeta noastră, suntem siguri că aceasta va fi întotdeauna aici. Desigur, sunt zone predominante de secetă, dar acestea reprezintă minoritatea uscatului. Misterul despre cum a ajuns atât de multă apă pe Pământ rămâne în continuare nedezlușit, dar răspunsul final oferit de cercetători, bazat pe fapte concrete, poate fi mai aproape decât credem noi. Voi ce părere aveți despre lucrurile care s-au întâmplat în trecut și cum a ajuns apa pe planeta noastră? Scrieți-ne în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!